Noroc, salut, bonjour, bună seara. Ce să zic? Zic bună seara la toată lumea frumoasă. Toți cei care în zi de marți decid să împartă și cu noi această seară. Eu azi am decis să abordez un subiect interesant, controversat și sper să nu ne ia bocam de asta. De aceea, tare, tare, tare mult sper că subiectul de marketing pentru voi încă mai este relevant. Și azi, unul dintre temele pe care noi să le discutăm, unul dintre gândurile pe care eu vreau să le abordez, asta este o problemă care m-am întâlnit în activitatea de social media, o problematică care mă confrunt în comunicarea cu clienții, un subiect care e important și subtil. Este despre marketing și război, despre perioada în care noi ne aflăm și trebuie sau nu trebuie noi să facem publicitate, cât trebuie, cum trebuie, de care trebuie, dar trebuie. Asta e subiectul, sper mult că nu prea trist, pentru că cumva deja parcă intrăm într-o depresie națională, chiar dacă suntem solidari și chiar dacă contează foarte mult să fim și proactivi, nu doar să vorbim și să facem share-uri, dar și să ajutăm, dar continuăm să trăim și sper mult că voi rezonați cu acest gând. Spuneți-mi dacă pe direcția de marketing, social media și tot ce e legat cu momentul dat. E o problematică care doar eu o întâlnesc în activitatea de social media în raport cu clienții mei sau ați întâlnit și voi așa problemă sau detaliu legat de poate de făcut am o reclamă sau nu? Trebuie de făcut am o reclamă sau nu? Și în general, care este relația voastră cu acest moment? Spuneți-mi din cei care sunt acum live, din cei care sunt acum în contact vizual cu mine, dacă eu mă aud în general, dacă eu mă văd, dacă voi mă vedeți, eu văd că sunt minimum Cristina și Tatiana, sunt porniți în aventura like-urilor și suportului, top engaged. Țineți minte, noi avem acest element. Azi o să facem streaming, apropo, și pe Instagram și pe TikTok. Cei care ne urmăresc de pe TikTok, vă salut. Cei care încă nu ne urmăresc, urmăriți-ne în TikTok. Se vede și se aude. Așa. Salut, salut la toată lumea, vă salut! Ce faceți? Ce faceți? Как дела? Як у вас? Що ви робите? Ce mai faceți? How are you? În ce direcție acum merge la voi marketingul? Și spuneți-mi, vă rog mult, dacă voi acum întâmpinați problematica promovării marketingului și azi pentru voi am pregătit inclusiv un așa element ca auditul publicității. Asta înseamnă că o să ne uităm ce publicitate acum merge în Facebook și Instagram. Nu știu dacă folosiți aplicația Meta Library, dar ea este despre anume posibilitatea să vedem și reclamă acum merge și la care branduri, respectiv dacă vouă va fi interesant, relevant. O să putem să analizăm ce reclame acum în general merg, ce reclame au mers în ianuarie, în februarie și dacă s-au schimbat în general la oameni publicitatea, au făcut-o mai multă, mai puțină, luând în vedere că acum este cumva situația de criză cu războiul Ucraina-Rusie. Spuneți-mi dacă sunteți voi deranjați sau nu. Haideți să începem așa. Începem cu un dialog, dar până una alta susțin și mulțumesc Cristina, Tatiana, domnul Talmazan Alexandru, noroc România, Mihaela Ciobotari și Nicolae Sârbu. Top până când 5 engaged, engageable conturi.
O să vă arăt statistica mai pe urmă. Ca să nimerești în top și să te numesc și să transmit felicitări, trebuie să dai tap, like și să comentezi ceva deștept, ca Instagramul să te vadă și să-mi spună nie asta, dar eu să numesc asta în fața la multă lume. Prieteni, ceea ce puteți face acum, cu siguranță, mersi foarte mult celor care în alte live-uri fac screen, tăguiesc că sunt în cadrul live-ului. Live-urile acum au și posibilitatea să faci share. De aceea, faceți screen cu tagging spre talmazan.md sau Talmazan School sau share. E ceva care vreau să discutăm și aș vrea ca majoritatea celor care sunt prieteni cu voi să vadă acest live, ca să avem un dialog obiectiv. Suntem deja 41 de persoane, peste 900 de like-uri. La noi recordul a fost de 65.000 de like-uri, așa că eu sper mult în ora care avem în discuție voi să bateți și recordul de data trecută. Mai trecut era 35.000, 65.000, azi punem planul de 100.000. Respectiv, vreau să vă rog foarte mult să faceți share, să distribuiți, să faceți screen, să faceți tag, ca cei care vă urmăresc pe voi să treacă pe stories la noi și să participe la acest live, ca să putem să vedem ce e cu subiectul ăsta de social media, în ce direcție merge toată comunicarea dată și dacă are sens, are rost să discutăm acest subiect, dacă e relevant pentru voi. Așa că încep eu cu întrebarea asta către voi. Are rost să abordăm azi tematica marketingului în afacerile noastre pe perioada de criză a țărilor vecine și a partenerilor noștri? Sau ar fi bine să discutăm? Dați printr-un da, nu. Haideți, ca să înțeleg cum e mood-ul per general, vreți să discutăm despre ce fel de marketing se face acum, trebuie el sau nu, sau nici să nu ridicăm întrebarea asta și să ne ducem în liniște la somn fără ca să abordăm subiectul ăsta. E interesant pentru voi momentul ăsta? E relevant pentru voi sau nu? Vă rog mult, da, nu, da, nu, da, nu, s-aud, nu, avem și nu, avem da, avem da, avem da, avem da, era un nu, dar văd că următoarele sunt da. De ce e câteva persoane, dar uitați-vă, din 40 de persoane, 15 comentează. Restul ce faceți? Ca de la, hai măcar like-uri, 2000 de like-uri sunt, măcar să văd că voi faceți tap pe like, pentru că cumva asta o să facă un impact mai mare și... în general, vizibilitatea acestei tematici o să fie pe o scară mai înaltă, mai largă. Respectiv, super, da, 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 da. Ok, haideți să vedem. Eu m-am gândit că topicul o să fie în formatul ăsta, dacă o să mai apară întrebări, vă rog să le scrieți, ca eu să pot să vă fi util. Inclusiv sub Instagram știți că există butonul de... Q&A sau întrebare-răspuns, puteți să bifați pe cel semn întrebări și scrieți întrebare, eu pot să scot la ecran și să fie cam așa ceva. Ia că eu trimit un test și dăm înapoi, să dăm Q&A și facem, ia că așa. Eu am trimis de pe un cont de-al nostru, sper mult că nu o să supere mulți. Dar eu am aici întrebările și eu le văd. Uitați-vă, de la prom capsula am pus aici, poate fi întrebarea ta, respectiv în formatul ăsta puteți să apăreți, întrebări și răspunsuri, puteți scrieți întrebarea cumva mai direct, respectiv forma de vizualizare o să fie mai vizibilă și mai interesant pentru utilizatori, pentru cei care ne urmăresc. Așa că, indiferent, în comentariu, într-o formă de Q&A, dacă pierd întrebarea, puteți în acel simbol al întrebării, dacă vedeți că nu răspund, înseamnă că cumva au dispărut, să scrieți și eu, mai mare probabilitate că voi vedea. Așa, cum să formulăm descrierile posterilor fără ca să
din atacați, ca să fim atacați, bănuiesc. Haideți, Irina, haideți păstrați întrebarea, are logică, are sens. Vreau întâi să vedem atmosfera per general între cei care sunt. Voi faceți publicitate acum și dacă faceți publicitate ca specialist sau ca afacere, voi aveți elementul ăsta și în general există problematica asta de facem sau nu facem publicitate? Dacă vă e greu să scriți, eu prin vizualizarea inimioarelor voi înțelege dacă voi sunteți de acord, înseamnă că sunt multe inimioare sau nu sunteți de acord, înseamnă că nu sunt inimioare. Cineva nu face, cineva face, facem, nu facem publicitate, nu fac publicitate, dar postez zilnic. Ok, haideți, atunci, dar de ce nu faceți? Hai eu să fiu până la mă expune cumva în concluzie celor zile trecute, mai ales a weekendului, a întâlnirilor cu partenerii, a clienților a SAP Digital Team, a clienților pe mentoratul Mentor My Business, eu vreau să înțeleg și pe voi. Și o să vă spun cum văd eu lucrurile și în ce direcție cred eu că trebuie de mers sau cum de mers, dar voi de ce nu faceți publicitate? Adică cum formulați pentru voi acest moment? Dacă cine la cineva asta e tocmai la os, faceți un request în live și eu pot să vă invit și voi să vă expuneți. Dar e foarte important să punctăm regula de joc și să ne dăm seama. Ok, de ce nu? Adică Travelons că nu are bani. Și fie că asta este luni sau săptămâna trecută, oricum n-aveți fost azi publicitate. Dar în cei care, de obicei, spre exemplu, e documentare, face publicitate. Da, face, mergem înainte, nu fac, dar postez zilnic. E documentare, bănuiesc. Apropo, o întrebare pentru e documentare, că am văzut și concurenții voștri fac publicitate. A crescut solicitările de cetățenie sau nu în perioada 24-28 întâi? Pentru că eu am văzut foarte multă publicitate cu cetățenii și mi-este chiar interesant dacă au crescut sau nu. Eu am întâlnit câteva tabere. Prima tabără spune că eu nu vreau să merg pe direcția de publicitate în perioada războiului dintre Ucraina și Rusia, din motiv că trebuie să fim solidari. Fiecare își stabilește regulile de joc, eu azi nu o să dau cumva nume sau atac, pentru că nu o să fie profesional și etic și în general, de parte nu poți să ajungi cu o strategie de atac. Dar în principiu este așa tabără care spune eu nu vreau să fac momentul ăsta, pentru că atunci când la vecinii tăi e război, dar tu faci promovare că ești la odihnă sau vine la noi mănâncă la restaurant sau ia ca flori, da? Sau la mine zi de naștere, cumva probabil nu e etic. Asta este prima tabără. Dacă sunteți de acord, vă rog, nu uitați, inimioare, pentru că noi avem multe planuri pe 100.000 de followeri, așa că followeri, like-uri, până când suntem mici. A doua tabără spune că eu câteva zile am ținut postul sau am refuzat la elementul de publicitate și mai departe voi reveni. Și a treia tabără spune că ne-a totura, noi cum am lucrat, așa și lucrăm mai departe. Cum credeți? Care din tabere are dreptate? 1, 2 sau 3? Tabăra care zice eu până când nu se termină războiul sau până cel puțin câteva săptămâni, precis nu văd că eu luna asta, în general, nu voi face publicitate, rămân solidar, mă duc în voluntari sau stau acasă, dar nu fac publicitate, nu pot eu să postez reclamă plătită pe cum era înainte, din motiv că e război. Al doua spune că câteva zile au fost, dar de luni am început. A treia zice nene, tot una, eu cum am lucrat cu publicitatea Google, Facebook și altele, așa voi continua și lucrez în continuare, pentru că nu are nicio legătură războiul și situația războiului cu viața mea de zi cu zi și cu hrănirea copiilor. Haideți, 1, 2 sau 3? Ca să fie cum o să citesc, dați-mi cifre. 1, 2 sau 3? Mogano Alina spune independență, ce domeniu ești? 2.
Cred că a fost o perioadă de scos și acum am revenit. 1-3. 1-3, adică ori deloc, ori de tot. Da? Așa, 2. 2. 3. Așa. 2, 2, 3. 2. 2, 3, dar mai atent cum scriem, adică facem reclamă, dar totuși ne abținem sau ne poziționăm. Deci dacă să mă uit din cei peste 50 de persoane care sunt, dreptate are fiecare și zi costă bani, dar lupta cu psihica, ok, activăm, 3. În mare parte este despre oamenii care au făcut o pauză, foarte puțin dintre cei care au făcut pauză și au spus că până se termină tot, noi nu intrăm cu publicitatea. Cu siguranță, ceea ce am observat este că are loc a fi domeniu, pentru că dacă să urmărim, știți, există așa instrument ca publicitatea sau analitica publicității în online. Ceea ce înseamnă că noi putem să facem așa o chestie foarte frumoasă și să vedem în Republica Moldova pe anumite cuvinte cheie sau anumite afaceri. Eu sper mult că voi știți ce fac eu amuia și înțelegeți activitatea care eu o realizez, pe anumite domenii sau pe anumite cuvinte cheie, să vedem care a fost realitatea. Spre exemplu, eu nu n-am, am încercat să testez webinar și ferestre ca cuvinte cheie, dar spuneți-mi pe ce fel de domeniu sau cuvinte cheie voi ați vrea ca eu să caut publicitatea care a fost în februarie, în martie și dinamica dintre ianuarie, februarie, martie. Dați-mi cuvânt cheie care v-ar interesa și care să-l prind așa vizual. O să încerc să caut și să vă arăt cumva momentul dat, publicitatea, flori, stres, handmade, cadou, interesant moment cadou, cosmetologie, ok, haideți, și mai este, dansatori, da, tipa, ați danseze sau nu ați danseze acum, haideți dansatori să vedem, dansatori, deci anunțuri publicitare, nu companii, anunțuri publicitare care în anunțul lor de reclamă au cuvântul dansatori. Noi permitem că există o marjă micuță de eroare care presupune că dansatori la nuntă, dansatori la evenimente sau pur și simplu se promovează un articol în care au fost găsiți trei dansatori. Da? Adică ceva de genul ăsta. Dar noi presupunem că în mare parte o să fie despre dansatori la evenimente, pentru că asta ar putea fi. În general, dacă noi ne uităm acum, se promovează nunta.md, ia uitați-vă, dansatori, se promovează dansatori trupa Succes și se promovează cultura. Și iată aici, călătoriți, cultura începe taradara, dar probabil că aici este undeva în text, dansatori. Ce fel de filtru noi aici avem? Noi avem perioada toată, noi avem anunțul all advertisers, activ status, activ and inactive. Noi punem activ, gen care amuie merge, și alegem range-ul, date range. Alegem din 1 februarie până pe 1 martie. Și mergem să ne uităm și anunțuri au găsit la dansatori pe direcția asta. Iată acest moment. Dacă noi ne ducem să ne uităm în perioada ianuarie, spre exemplu, 1 ianuarie, ianuarie, și până pe 31 ianuarie, spre exemplu, dacă au fost ceva anunțuri, vreau să mai schimb și statutul activ în inactiv și anunțurile care au fost. Noi vedem că au fost doar publicitățile este. Deci publicitatea cu dansatori nu a avut mare dinamică, indiferent că a fost asta ianuarie, că a fost asta martie, februarie. Adică în mare parte, două, trei companii se promovează. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că pentru dansatori, pe de o parte, există o oportunitate extrem de faină să apară cu publicitate, pentru că amuie în Facebook, luna este februarie, ianuarie, nu a fost reclamă pe direcția asta.
Ceea ce înseamnă că dacă este concurență, spre exemplu, eu uitați-vă, noi facem webinare cu, cu Talmazan School, ia uitați-vă, webinar. Cuvântul webinar, acum, exact în range-ul 1 ianuarie, 31 ianuarie, au fost 1700 de anunțuri publicitare. 640, mă scuzați. În ianuarie, 640 de anunțuri publicitare. Dar, asta în Moldova, dar dacă noi luăm februarie luna, 1 februarie, 28 februarie, noi avem 1500 de anunțuri din Moldova și din alte țări care se promovează pe regiunea noastră cu cuvântul webinar. Dacă noi ne uităm acum, exact date, azi, 1 martie, media, status activ, reclamă activă, azi, noi vedem că sunt 1400 de reclame cu cuvântul webinar. Ce înseamnă asta al doilea? Primul era dansatori cu 6 anunțuri. Următorul la noi este dansatori cu... Oi, dansatori. Webinar cu 1400 de anunțuri. Primul spune un lucru. Că există analitică care poate să vă permită să vedeți că în această perioadă e foarte dinamică publicitatea și voi puteți să concurați foarte jostcă. Adică dacă acum tu te promovezi cu webinar, tu nu te promovezi numai în concurența Moldovei, la nivel de cine face webinarii acum. Dar tu te promovezi inclusiv și la concurența celor care din alte regiuni se promovează pe Republica Moldova cu webinar. Respectiv, în contextul ăsta, noi înțelegem că publicitatea azi trebuie să fie la alte bugete, trebuie să fie la altă abordare. Am întrebări în Q&A-ul ăsta, acum o să ridic întrebările, dar dacă până aici, spuneți-mi, vă rog frumos, prin like-uri și să le văd multe, noi avem 9.000, eu nu știu dacă noi să atingem azi 100.000, pentru că azi voi nu știu ce sunteți pasivi. Eu încă sunt plin de forță și am informație, dar voi nu știu cum așa pasivi încă. E greu, da, de dat acolo. E prost, prost în paralel cu conținutul și cu discuțiile noastre, avem un fel de game. Facem like-uri, ele nu mă ajută cu nică, ele nu apar nicăiurea, ele pur și simplu apar cei care prima oară sunt webinarele noastre, webinarele, în live-urile mele pe Instagram. Știți că eu am așa o chestie, eu fac pac și voi vedeți că aici noi avem 9.990 de like-uri, ia să vedem 10.433, ia să vedem 11.000. Haideți să vedeți cum voi puteți influența asupra situației în Republica Moldova pe like-urile pe live-ul Talmazan. 10.043, gata? Gata? Și? Nu? Și? Și? Nimeni nu vrea să pui like. Topul nostru de astăzi, la moment, Cristina, Irina, Alexandru, Sârbu și Ina. Aștia sunt eroii zilei de azi. Până când puteți nimeri aici prin a da, face tag și a pune stories și a da like multe, multe, 11.000. Asta e jocul în paralel pe care noi îl facem în live-uri atunci când încercăm să da, Irina Fetco, felicitări. Atunci când mai discutăm, pentru că să nu fie așa de trist, noi nu primim bani pentru live-uri, Instagram-ul nu vrea să plătească, și respectiv, măcar să ne jucăm în paralel un interes sportiv. 11.800 de like-uri, mâine mi-a rămas 90.000. Așa, haideți să vedem prin întrebările voastre. Salut! Ce facem acum cu pagina de promovare în domeniul evenimentelor private? Muzică, am nevoie de o părere. Alina, istoria evenimentelor private întotdeauna este o istorie legată de stilul acelui erou sau este legată de stilul expertului. Eu spuneam că o să mă expun vis-a-vis în general de promovare. Și foarte mult au nimerit padrăzdaciu, anume artiștii, evenimentele, cei care se zâmbesc, cei care se râd, pentru că nu se poate râs,
nu-ți pare spus glume, e o chestie legată de cultura noastră. Eu aici o să fiu contra. Pentru că dacă eu am trăit toată viața în Republica Moldova și am împlinit 30 de ani de zile sau 50 de ani de zile și am planificat petrecerea mea și am bronat restaurant, da, poate eu pot cu ceva să mă dezic, spre exemplu, să nu fac focuri de artificii, să mă dezic pentru că ar fi în zona asta. Dar eu nu văd o problemă să comand muzicanți. Mai mult ca atât, sunt artiști care ar putea, prin activitatea lor, să motiveze oamenii să fie mai buni sau prin bacșișii care îi fac să-i doneze pentru ajutor, decât să sisteze activitatea și să facă un minut de reculegere. Cum spuneam, în contextul campaniilor publicitare, oamenii au devenit mai reticenți. Au făcut-o cumva un val, vreo 2-3 și-au spus că eu de să mai fac nică pentru că este război. Și oamenii au început să prindă acest trend. Discutând cu antreprenorii, fiind eu antreprenor, eu mă întreb, dacă eu sting publicitatea, ok, la noi așa au devenit, că noi webinarul am avut pe 22, pe 24, când s-a început, chiar pe noi ne întrebau, o să faceți sau nu? Noi am cheltuit pe promovarea webinarului 1200 de euro. Asta este influence marketing, asta este mail marketing, asta este SMS marketing, asta este publicitate. Noi am vândut cursuri de 900 de euro. Noi suntem în webinarul acela minus 300 de euro. Adică dacă eu nici webinarul acela nu-l facem, eu eram în minus 1200 de euro. Respectiv, eu cred că e despre o logică și despre o situație care poți să aprobi. De ce, Alina? Eu cred că la tine e probabil scenariul 1, dacă colegii de breaslă au făcut un minut de reculegere, ai făcut-o și tu și mai departe continui să lucrezi. Eu aș fi pentru asta. Deci eu nu sunt pentru un doliu continuu până se rezolve situația în. Mai mult ca atât, spre exemplu, la nivel de acțiuni, pentru că foarte deseori inactivitatea noastră se asociază cu manifestul de parcă noi am fi activ. Mă explic. Faptul că eu nu voi face publicitate ar însemna susținere. Eu cred că faptul că tu poți să faci publicitate și să faci bani și poate și să ajuți ar însemna mai multă susținere. De aceea, pentru foarte mulți, eu cred că asta este mai mult o oportunitate. Noi am ales altă cale. Spre exemplu, noi sper că mâine să dăm oferta. Noi, trei persoane care sunt refugiați din Rusia în Republica Moldova, angajăm la SAP Digital Team. Eu știu că randamentul o să fie mic, din motiv că persoanele nu cunosc limba română, dar noi avem niște funcții în care am putea să implicăm periodic. Și eu vă îndemn și pe voi, o spun asta anume din momentul Vlad Tabaranu. Eu citesc numele tău ca să-ți răspund la întrebare. Da, e live. Nu e înregistrare. E bătarea noastră tehnică pentru a face live-uri. Respectiv, spun momentul ăsta, nu a punctat că e că noi malățe. Dar dacă puteți, luați oameni la lucru. Luați-i, faceți reclamă, faceți-vă de lucru și luați-i la lucru dacă e posibil zona asta. Pentru că ei acum au nevoie, știți, noi am discutat cu trei persoane, două fete și un băiat. Ei acum au nevoie de două lucruri. Cu siguranță, ceea ce m-a mirat pe mine, asta este că jumate din trei, da? Unu jumate. O fată a zis că ea planifică următoarea jumate de an și încolo probabil să rămână aici, pentru că, în general, economia Rusiei, Ucrainei o să fie într-o creștere foarte lentă. Deci ei n-are la ce să revină încolo. Așa că e mai caută oportunități cum să se stabilească în Chișinău. O altă parte spune că nouă ne trebuie de lucru ca noi să ieșim din zona patru pereți și măcar să vedem oameni, să comunicăm. Alții au nevoie de bani pentru că băiatul care a fost azi la noi, el a nimerit în valul, știți că în apartament le costau 900 de euro. Apoi că el a venit în valul din cu o noapte înainte de tot și a luat pe 14 zile apartament undeva cu o cameră cu 500 de euro. Și că mușul îi expiră și el caută alt loc unde și lor le trebuie bani ca să trăiască. Deci eu optez pentru o activitate în care noi să putem face ceva. Nu să părem că facem ceva, dar să facem ceva. Și dacă asta nu încalcă normele etice ale tale, cred că ai dreptul să faci publicitate.
Pentru că tu o să răspunzi în fața copiilor tăi și în fața business-ului tău de ce n-ai plătit salariile. Nu like-urile din Instagram că ești de maladeț. Sau ia ca și ai, au făcut reclama Alina că are nuntă. Dar Alina are de plătit chirie, Alina are de plătit salariu, Alina are de plătit artiști. Ce să fac Alina? Cine s-o ajute pe Alina? La asta e ca să gândesc cu oamenii care au posibilitate să renunță la job și să renunță la publicitate care câteodată este unica sursă de hrănire. Și cei care n-au șansa asta, ei n-au rezervă, ei n-au pernă, el o stâns publicitatea la dânsul s-a încetat cășul. Cine să acopere acest căș? Mai trist, dar n-avem încotro. Noi trebuie să găsim un mijloc și acest mijloc trebuie să fie, în primul rând, să nu încalci drepturile omului și normele etice, într-al doilea rând, să nu vă supui sub risc familia, viața voastră și celor din jur. Și pe urmă a followerilor voștri și celor care vă dau like-uri și restul. De aceea, eu merg prin perspectiva asta. 16.000 de like-uri. Nu vă place jocul? Eu nu zic ceva de ghinecvă și mă pedepsesc că nu-i dați like-uri. Topul nostru s-a schimbat, Matenca. Cristina, Irina e locul 2 și Nicolae și nu. Ina Rud la noi este pe locul 5, nu știu, Matenca nu a fost, e acum pe locul 5. 16.000 de like-uri, 51 de persoane. Cei care o să facă tag o să vă se întoarcă în zecit, eu m-am înțeles cu Zuckerberg. Așa că, dacă vreți să vă treziți mâine dimineață și să vedeți o surpriză pe noptiera voastră, hai altfel. Dacă vrei mâine dimineață să te trezești și privind în oglindă să vezi o surpriză, fă un stories, taguiește talmazan.md sau Talmazan School și mâine dimineață când vei deschide ochii și vei privi în oglindă, vei vedea un soare. Как вам? Level God? Прикол? Haideți să vedem întrebările voastre. Întrebarea următoare: cum facem cu materialele sau achizițiile din Ucraina? Până acum am făcut din Ucraina, Rusia este închis. Trist de tot. Artpaper.md. Noi avem un business, promcapsula.com. Arhivarea emoțiilor și amintirilor în timp și venetilor de absolvire. Și noi acum suntem la o etapă, nu critic încă. Încă la noi tot e ok, la noi venetile se livrează în august, în septembrie. Noi avem alternativa unor tipografii în România, sunt ceva tipografii în Moldova care poate să ne asigure acest moment. Dar până acum, ca să putem oferi un preț bun clienților noștri, noi aducem din Ucraina. Și asta s-a blocat. Și noi, e ca așa, tutil cu sezonul 2021 am ieșit. Și eu perfect înțeleg, acum avem o criză extrem de mare în care oamenii care aduceau haine de la 7 km, oamenii care aduceau, nu contează, din Rusia aduceau, oamenii care aduceau prin Ucraina sau Rusia, prin trenuri, prin avioane, totul închis, totul blocat, n-ați avut rezerve, amuia următoarea lună o să fie greu. De aceea mie îmi pare că Art Paper e o chestie, știi de care? Sunt două scenarii. Primul scenariu care o să demonstreze ce fel de antreprenor ești și dacă poți să găsești o soluție care concurența ta, care e la același nivel ca tine, nu o să o găsească. În asta se face diferență. Zacon junglii, regula junglii în care tu găsești ceva, ceea ce alții nu pot găsi. Deci mie îmi pare că prima ipoteză este asta. A doua ipoteză este în care tu știi că există cineva mai mare ca tine, care are mai multe oportunități, are mai multe rezerve, pentru că văd că îmi spui în formatul de că ai, dar nu pe mult timp, rezerve. Și a doilea scenariu este că tu găsești aici local de la cine să cumperi. Teoretic, ești pe zero, ori câteodată business-ul își permite să ducă în minus, dar nu dispar din piață. Pentru că dacă să vină clientul la tine și tu nu o să ai poziția X și dacă tu pe long term nu o să ai anumită poziție X locomotoare, el o să-și schimbe prestatorul. Știți când vă duceți să cumpărați, spre exemplu, și cumpărați voi carne și vă trebuie carne și voi aveți un magazin de la care cumpărați carne. Și când vă duceți la magazinul acela, dacă asta este o alimentară generală, atunci voi inclusiv puteți mai cumpărați și pâine și niște biscuiți și răsărite și vreo două legume.
Adică el va face alte poziții. Dacă el n-ar avea carne, tu n-ai venit după legume la dânsul. Pentru că de când îți trebuie concret, în primul rând, legume, tu duci la magazin de legume. E genul de upsell sau trace sale, cross sale. De ce elementul vine că eu acum ca antreprenor iau deciziile astea împreună cu tine? Pentru că chiar dacă ai spune că da, Dumitru, deși la voi acolo în online, cu cursurile, acolo tăți seama, sigur că afectează, foarte mult afectează. Și în contextul ăsta trebuie să iei decizii. Spre exemplu, una dintre cele mai mari probleme care noi ne-am confruntat asta este elementul de cec mare. Oamenii nu vor acum să dea bani mulți. Ei nu știu ce să se întâmple. Respectiv, oamenii acum nu vor, nu prioritizează investițiile în lucrurile care pot să aștepte o lună, două. Spre exemplu, unul din programele noastre de mentorat. Toate ofertele noi, expediate, care erau la noi de 3.000 de euro, de 5.000 de euro, de 10.000 de euro, ele toate stau în stand-by. Ele nu se convertesc. De ce? Eu perfect înțeleg. Eu aș lua acum o decizie de consultant în marketing de 10.000 de euro. Chiar dacă el ne întrebă, numai dacă eu nu sunt holding cu rezerve mari. Și pentru mine, acum, taman este oportunitatea în care eu pot marketingul să-l ridic și să fac publicitate și să fac strategii, pentru că concurența mea e mai slabă și ea n-are resursele astea. Respectiv, având oportunitatea asta, eu aș folosi-o. Dar în rest, eu aș aștepta o lună, două. Și asta e logic, asta e ok. De ce noi ne adaptăm în formatul ăsta? Apropo, din cei care sunt aici, probabil nu toți mă cunosc de mult sau nu toți urmăresc foarte atent. Spuneți cu da, nu, dacă ați auzit de programul nostru Mentor My Business. Pentru că eu dau câteodată așa cifre și oamenii nu-și dau seama cu ce eu mă ocup și spun, cine dă atâta pe atâta? Da, nu. Ați auzit de programul Mentor My Business sau nu? Și cei care au întrebări la care eu nu le-am văzut sau vreți precis eu să le văd, vă rog frumos scrieți în iconița asta de întrebare, pentru că asta o văd 100%, pentru că aici există și smiley-uri și răspunsuri și eu câteodată pierd o întrebare și în alte live-uri mie mi-a spus Dumitru, deși nu, v-am scris de 3 ori, dar n-ați văzut. Deci în contextul ăsta vă rog frumos, da, în mare parte oamenii știu. Noi, ce am făcut noi? Noi ne-am dat seama că există, ok, programul nostru presupune că noi avem partea de 3 luni sau 6 luni de mentorat cu mine personal, în jur de 50-60 de ore, în care noi ne vedem săptămânal și dezvoltăm departamentul sau acțiunile de marketing a afacerii tale, raportându-o la rapoarte, instrumente, strategii, plan, toate momentele astea. Acum noi avem în jur de vreo 20 de proiecte. Aceste proiecte sunt toate legate de dezvoltarea departamentelor de marketing și a dezvoltarea freelancerilor. Vin ori tineri la noi care vor să fie freelanceri, ori vin companii care vor să-și dezvolte cât de cât departamentul de marketing sau acțiunile de marketing. Cu alte cuvinte, oameni care vor de mână să mergem pe tărâmul marketing. Spuneam, nu cumpără. Cât publicitate n-aș face, webinare n-aș face, n-aș vorbi aici. Mare din voi, majoritate, care probabil sunt precis din cei care le-am dat ofertă și voi ați zâmbit la întâlnire și nu mi-ați spus că, Dumitru, am mai băbșini strategici. Dar, spre exemplu, noi am făcut în contextul ăsta, noi am luat o decizie și eu vă îndemn pe voi, dacă sunteți antreprenor, eu vă îndemn pe voi să vă gândiți în această paradigmă. Nu doar elementul trebuie sau nu publicitate, dar ce promovăm? Ce este acest promovare care, dacă oamenii o să o vadă, ei nu vor percepe că cu tine care Mercedes să mă îți cumpere. Eu înțeleg că tu ai vrut, dar rabde măcar 2-3 săptămâni. Acum imobiliarele au o criză foarte mare. Pentru că oamenii se gândesc, nu prea să decid. Se poate răbdat. De ce? Deseori prețul, inclusiv oferta, momentul ofertei și a prețului este factorul care se decide. Că imaginați-vă evenimentele. Iarăși tot era întrebarea Mocanu Alina, care este moderatoare și cântăreață la nunț. Alina, că eu dacă am nunt în toamnă sau în 2023, eu cred că pot să răbd o lună de zile și semnez contract cu tine prin mai, iunie. Deci eu astimut. Pentru că prețul nu face diferență. Și respectiv eu pot să aștept momentul ăsta.
Deci, în contextul ăsta, trebuie de înțeles că oamenii, dacă pot să aștepte și oferta nu este super, puper, extra, mega, ei nu vor lua decizia. Dar, spre exemplu, vă spuneam despre mentoratele noastre care sunt în format de tete-a-tete cu mine. Noi am spus, ok, noi nu putem oferi preț mai ieftin. Nu din cauza că nu vrem, dar din cauza că nu pot eu să dau un preț mai ieftin la mentor My Business. Dar eu pot face alt produs. Și pentru cei care sunt aici, pentru cei care privesc live-ul, inclusiv eu vă dau ocazia să beneficiați cu înrolare până în luna, până în vineri, la programul de Mentor My Business, de 3 luni de zile, la doar 300 de euro. El costă 2.900. Eu îl dau cu 300 de euro. El va fi într-un grup de până la 10 persoane, va fi în format online, cu întâlniri săptămânale, cu monitorizare a planului de lucru, a pașilor, a instrumentelor, cu fiecare afacere discutăm, o să fie un chat în care o să monitorizăm. De ce? Dacă voi, spre exemplu, ați auzit sau vreți, sau e ca vreți să fiți freelanceri, aveți o afacere, nu știți marketing acolo, faci și nu faci. Sunteți un începător care vrea să dezvolte afacerea și are nevoie de ajutor. Setați publicitate și nu știți ce acolo se întâmplă. Vreți să diversificați canalele și nu știți încotro să o luați. În tot contextul ăsta, dacă voi vreodată v-ați gândit că eu aș putea să vă ajut cu marketingul, noi avem deja foarte multă experiență. Sute de companii la care noi am ajutat. Și probabil unul dintre criteriile este numele meu, imaginea mea, care noi ținem să nu fie despre bani, despre rezultat să fie. Și scrieți în Instagram, Dumitru, vreau la mentorat. Deci noi începem săptămâna viitoare. Deci de ce dăm 2-3 zile să decideți și să rezolvați cu partea de logistică și administrativă. Scrieți în Instagram, Dumitru, vreau mentorat și ca să nu pierdem timpul, scrieți în numărul vostru de telefon. 300 de euro, 3 luni de zile, în fiecare săptămână să vă vedeți cu mine într-un grup online, dacă ați scăpat vreo lecție, a să avem grup de dimineață și să avem grup de seară, că noi facem doar două grupuri. Pe urmă noi să ridicăm prețul, pentru că acum noi dăm oportunitatea în contextul crizei. Eu înțeleg că oamenii n-au 3.000 de euro și el spune că da, dar amuia el nu face publicitate corect, amuia el nu implementează marketing, amuia el nu analizează. Deci el pierde acum. Eu am posibilitatea să-l ajut. Eu formez grupul, va fi nu individual, va fi de grup, dar și prețul este bun. Asta e freelancerul dintr-un client, dintr-o lună. Apropo, un client care în următoarele 2 luni de zile, minim la 2 freelanceri avem câte un client. Din freelancerii care ați fi, e dintr-un client, dintr-o lună, cu toate cunoștințele care ne transmitem, el poate să facă întoarcere investiții. Dar nu mai vorbind că el o răscumpără de 5 ori. Așa că scrieți-mi, vă rog frumos, în Instagram. Dacă voi aveți nevoie de mentorat și credeți că putem să vă ajutăm, Axatern, în Instagram, te rog mult, foarte mult vă rog cei care scriu acum în comentariu, scrieți-mi în privat, mie, talmazan.md, în privat, scrieți-mi pe partea de mentorat, vreau mentorat și numărul vostru de telefon. Și noi ne vedem cu voi în contextul ăsta și formatul de mentorat va fi în format de Zoom, calitativ, înregistrator va fi, dacă ați scăpat o să revedeți. Avem un flow să verificăm tot ce are afacerea. Deci ce o să facem noi? Noi să verificăm ce are afacerea. Verificăm toate platformele, analizăm site-urile, analizăm ofertele, analizăm partea de instrumentarii, vedem dacă trebuie diversificare, sunteți începător sau sunteți un business mediu mare, sunteți freelancer sau sunteți afacere, începeți o agenție a voastră sau deja lucrați într-o agenție și vreți să vedeți abilitățile, vreți să lansați o campanie sau ați făcut o campanie. Foarte multe momente vom analiza, depinde de dorința voastră de implementare, așa că noi avem aici posibilitate. Așa că aștept în privat să-mi scrieți ce mentorat și eu neapărat o să revin la voi cu un mesaj, dar dați-mi și numărul de telefon. Noi avem doar maxim 10 persoane în grup, așa, văd Mocanu, Tatiana, Natalia, cereri nesolicitate, Irina, 2-3 persoane. Respectiv, cred că azi am mai avut un workshop unde avem 4 persoane, o să strângem și pe urmă prețul o să crească. Revenind la ale noastre, cei care ne urmăresc, vă spuneam despre faptul că avem acest frumos top și revenind la subiectele care noi le discutam, revenim în câteva secunde, nu pot să nu arăt
Și la noi a apărut, Iavorskaya, Nica, a apărut în top, Cristina se menține, Irina Padnimaeța, Alexandru Nizdaioța și Ina Rud de locul 4. Avem 23.000 de like-uri și aici întrebarea este că vă doare degetul? Vă doare degetul sau nu? De ce nu? Life-ul putea propus și ieși așa. Dar cineva a întrebat dacă e înregistrat sau nu. Nu e înregistrat. Noi lucrăm într-un format complex. Aici este camera, microfon, lumină. Aici este live-ul în TikTok. Aici este live-ul în Instagram. Aici este topul. Aici sunt eu într-un format mai homeless. Acolo la noi este oficiu, lumini, culori. Cam așa arată formula, versiunea finală. În general, spuneți-mi, vă rog frumos, se merită zamaraceva ție ca la varianta asta? E ca, voi urmăriți și alte live-uri. Eu cu siguranță înțeleg că contentul mult mai mult contează decât împachetarea. Eu asta o știu, eu o promovez această filosofie, dar spuneți-mi dacă, e ca, în contextul, dacă întâmplător contentul este rezonați voi cu contentul care îl dau eu, calitatea imaginii care noi o dăm și a sunetului, ea contează pentru voi? E mult mai plăcut, mai ușor, sau noi am fi putut din webcam și nu se merită de făcut acest efort? Contează sau nu? Da, da. Sănă trecut am fost la 70-80 persoane în live, relativ mai multe like-uri. Da, erau până la 70 de persoane, noi am trimis atunci o notificare în baza noastră de chatbot. Nu știu de ce azi nu s-o trimis, s-o trimis doar în grupul nostru, dar în formatul ăsta, cred că așa. Așa trebuie să fie. 40-50 de persoane, oamenii intră, iese, cred că este așa și zi, comportament, temă, tot e factor care influențează. Așa. Ok? Întrebarea mea este cu partea de promovare. Vă spuneam că acum, în mare parte, noi vedem și urmărim că elementul de publicitate, el o influențat evenimentele care există. Eu vă rog să verificați dacă concurența voastră, spre exemplu, același site care vă l-am arătat, toți cei care fac publicitate, freelancerii, toți cei care lucrează cu reclamele, intrați și uitați-vă la biblioteca de reclame. Dacă concurența voastră face în această perioadă și ce ofertă ea face în această perioadă. Intrați în domeniile adiacente business-ului vostru și vedeți dacă publicitatea se face în această perioadă și ce se face în această perioadă. Trebuie să înțelegeți că dacă voi n-ați reușit la valul să faceți PR și publicitate pe seama faptului că voi ajutați Ucraina, acum puteți să ajutați să postați, dar n-ați să aibă același efect. Totuși, mai important va fi să ajutați decât să postați că ați ajutat. Erau primele 10-100 de companii care au pus susțin, fac gratuit, chestii, cumva i-au prins în vizor. Am mai de-am tu scrolești, nici nu te mai te uiți că ajută, că n-ajută, e clar că te-ați ajută. Respectiv, în contextul ăsta, reveniți în publicitate. E o oportunitate pentru cei care nu sunt în live și au încă părerea că trebuie să rămână neatinși. E dreptul lor și eu, și asta e o strategie, dar acum multe nișe din cauza că mulți au ieșit din publicitate, apropo ca și în carantină. Noi am avut o creștere excepțională de rezultate frumoase în carantină, pentru că mulți au zis carantină, n-am bani, nu fac reclamă, iar concurența când a dat banul și-a ridicat și-a fost mult mai mult rezultat. Fix așa acum noi am avut în partea de weekend, când toți au încetat, alții au deschis chakrele și au avut costuri mai bune. De ce? Eu vă rog să monitorizați. Altfel, nu pot să iei o decizie obiectivă. Să vă întrebați la nivel de stil, la nivel de fel de a fi, ce fel de business tu ești în contextul ăsta. Să vă întrebați la nivel de nișă. E ok acum? Și nu doar din perspectivă de
E ok, măi, n-ați zic oameni, de deși noi facem cununțele, dar să vă întrebați la nivel de e ok acum ca produs sau tot cheltui mai mult bani? Cum spuneam, cecul mare, foarte greu să vândă. Imobiliarele, foarte greu să vândă, chiar dacă se vând, dar deciziile acum care se iau, se iau deciziile care au fost de mult încălzite. Măi, oamenii proaspeți spun, stai, leacă, nu în zâtul nie de quartier. Acum ne trebuie nou altceva. Adică e despre asta. Gândiți-vă dacă produsul vostru este vital, dacă el poate să fie cumpărat, ori minim generate anumite cantitate de lead-uri. Gândiți-vă dacă voi acum puteți genera un produs nou raportat la realitățile, cum am spus, la noi ăsta produsul este Mentor My Business Group. Pentru cei care încă nu mi-au scris în Instagram, știu de Mentor My Business, știu ce e asta, sau vor să facă un mentorat de 3 luni de zile, noi avem oferta de 300 de euro, scrieți numele vostru și telefonul mie în Instagram, talmazan.md, și eu revin la voi și noi de luni cred că începem. Pentru că grupul deja s-a strâns, unul, de ce noi strângem și pe al doilea, maxim două grupuri cu așa preț și în această perioadă. E un fel de, și asta, formă de a înțelege piața, a înțelege formatul. Respectiv, analizați concurența, poate concurența mai a mărit bugetele și voi trebuie să dați step back, pentru că voi nu aveți așa bugete mari, la voi mai mic, sau e invers, concurența deloc nu se promovează și voi trebuie să vă promovați. Și cineva a întrebat de mesaj, cum noi trebuie să intervenim cu partea de formulare de mesaj. Cu siguranță, dacă vrei și tare popular, realitatea pieței, dacă vrei tare popular și atunci ieși zic că ții cu roșu. E o glumă, poate, de prost gust, la oră târzie, dar am auzit așa o vorbă, dacă vrei impact organic să ai, zic că susții viziunea rusească. Eu cred că noi minim nu trebuie să ne băgăm în politică. Trebuie să ne ducem vectorul vieții noastre înainte. Trebuie să înțelegem că asta o să treacă, cu consecință, cu siguranță. Și cum spuneam și Art Paper-ului și Travel Flowers, e despre deciziile pe care voi să le luați ca expert ce vei face și ca anume antreprenor. Tu o să continui să crezi că ești cel mai bun sau o să tragi cu ochiul că mai există încă oameni peste gard și oameni care probabil au o alternativă mai bună ca tine. Și atunci tu poți iei două strategii. Prima, tu înțelegi că ai rezerve și tu poți face price dumping sau poți continui fără importuri sau fără a micșora prețul sau fără a înceta publicitatea. Sau tu o să trebuiască să depui tot efortul ca să rămâi în aplauz, să rămâi în ochii clienților. Prin forme de caritate, content organic, live-uri, webinare, publicitate, ajutor, suport, call centru, orice formă care crezi tu că poate să rămână intact chiar dacă să intre în minus. Pentru că dacă tu ați dispare acum din social media, dacă tu acum ați dispare din marketing ca business, ca specialist, o să te coste mult mai scump să revii decât acum tu a să te ții în piață încă jumătate de an în minus, spre exemplu. O să te coste mult mai scump. Aș adapta informația mea și sfatul acesta la nișă și dacă tu stai acolo la dubii, poți să mă suni și noi putem să găsim o soluție individuală, dar, per general, neștiind nișa voastră, spre exemplu, Art Paper, eu aș menține, eu n-aș închide. Nu că închide, că voi nici nu planificați să închideți, dar dacă, spre exemplu, nu import, de unde se iei? Cumpăr de la concurenți mai scump și vinde tu fix la prețul care l-ai cumpărat și nu fă bani, dar fă măcar față comenzilor care le-ai luat. Dar cine a spus că mă opresc? Nu, nu, iarăși, Adriana, nu, nu e despre concret voi, e concret fenomenul, pentru că întrebarea ta nu e doar despre Art Paper, nu e despre foarte multe business-uri. Inclusiv eu fac parte din întrebarea ta cu proiectul Promcapsula. Și că Doinița era aici, ea încă mai tare înțelege subiectul și una din ipoteze de criză care poate fi dacă nu o să se amelioreze și nu o să întreprindem acțiuni până atunci. Deci întrebarea ta este întrebarea societății, nu doar despre Art Paper.
Haideți să vedem ce întrebări la voi încă mai sunt și dacă putem noi să fim vouă utili cumva. Nu uitați că, apropo, cei care data trecută au cumpărat cursul nostru de primii pași social media, ați primit acces, tot e ok, ați început să învățați? Dați-ne, din cei care sunt peste 30.000 de like-uri care sunt acum în live, dați-mi un feedback, tot normal, o lua legătura colegii mei, vă dați acces, ați început să învățați? Sau n-ați auzit de curs sau nu vă suna nimeni și nu vă dat acces. Aveți ocazia mea să îmi dați din teren feedback ca eu să fac screen și să arăt departamentului de vânzări că eu cât atât gine în contextul ăsta. Sau deja la lecția 9, ok, așa, cineva își amintește. Am achitat azi, încă nu am primit link-ul. Dacă azi ai achitat, e iertabil. Dacă azi ai achitat, nu e tare grav. Mâine să ai accesul 100%. Mă enervează că mă lupt cu acces la următorul video. Cu acces. Da, art paper, cu accesul la următorul video, de cât eu știu, s-a rezolvat. Noi, pentru versiunea online, am scos accesul, respectiv, tu cum termini, poți începe următorul video. Eu am avut experiență mai puțin plăcută cu colegii tăi. Te rog mult să-mi scrii care a fost experiența. Noi suntem foarte transparenți și precis nu pușiste. Te rog, scrii-mi dacă poți într-un mesaj și crezi că este public, scrie aici. Dacă nu, scrii-mi în privat și noi luăm legătura și vedem care e situația. Mai este ofertă. Întreabă Rud Incic. Rud Incic, Ina Rud, oferta noastră în webinare sau în live-uri este una. Noi avem oferta de 49 de euro pentru cursul primii pași peste 50 de video și doar la 9 euro e posibil să o cumpărați. Trebuie să scrieți pe Instagram-ul talmazan.md. Scrieți Dumitru, cei care au scris de Mentor My Business, fix așa. Vreau oferta curs și numărul tău de telefon. Și colegii mei o să revină și o să încerc să fie operativ ca să nu fie reține și să-ți dea acces. Doar 9 euro, 50 de videouri, primii pași social media, despre content, despre postări, cei care au trecut, dați feedback aici. Care este el? Iaca, cum este? Chiar nu mă tem să-mi spuneți de bine ori de rău, pentru că răspund pentru produsul care noi îl facem. Așa, eu abia azi am luat primii pași social media, super, enervează accesul, am înțeles, de acord, am întreprins acțiuni în direcția asta, cum terminați, trebuie să meargă accesul mai departe. A fost o procedură de la partea platformei, a fost o procedură care noi am lucrat în programul Facebook Start, unde era tema pentru acasă mai complexă, digitalizarea sau primii pași, noi am întreprins aceeași strategie, nu a fost una corectă. Noi am anulat accesul, ar trebui să fie tot ok. Au scăzut numărul apelurilor clienți care erau în proces de cumpărare, au pus în pauză. Da, AXA Term la noi tot, la voi este încălzirea podelei, da, dacă nu greșesc eu, sisteme de încălzire. Iată, nu încălzire, doar podelei, toate sistemele de încălzire în case, axaterm.md. Absolvenții noștri pe cursurile Facebook și Instagram. Dacă cecul vostru este mare, mediu, dacă produsul vostru poate fi amânat pe perioadă, nu văd nimic ce ar sluji ca asta să nu se întâmple. Numai dacă oferta, numai dacă contextul, numai dacă posibilitățile vânzătorului. În rest, acum oamenii au nevoie să-și păstreze cășul, cum au nevoie să reorganizeze și, să fim sinceri, nu toți au rezerve. De aceea, eu, la fel, în anumite elemente de construcție care am vrut să le mai fac, mai stau, să răbde, nu-i problemă. De aceea, în sensul ăsta, așa. Am acces, colegii tare foarte receptivi și bravo, ai revenit cu apeluri și mesaje până nu le-am răspuns. Ok, super, super. Eu am primit oferta pe Viber și acum seara l-am achitat. Silvia, super. Super, eu am trecut cursul tău beton. Alina, mulțumesc tare mult. Eu m-am oprit, inițial am înțeles că se face doar Facebook și Instagram. Ina, stai că nu prind întrebarea, tu undeva ai mai răspuns?
cursuri digitalizare, Facebook și Instagram sau alte cursuri. Am fost Instagram offline, superb curs, recomand. Da, erau offline-urile frumoase. Și nu mai fost la offline-uri. Noi nu le facem pentru că nouă ele, nu că comercial nu intervin, dar real nu strânge lumea. Adică cu doi oameni să faci offline-ul, asta e greu. Asta e complicat. Asta e foarte complicat. Salut, am făcut 3 luni cursurile tare, ești fain. Mersi. Mersi mult, da, înainte erau cursurile offline și erau și 3 luni de zile. Masterazul, care la noi în martie pornește. Noi mai avem în grilă 3 cursuri. Este cursul de primii pași, care acum este la ofertă de 9 euro. Este cursul Facebook Start 99 și Instagram 99 și cursul de publicitate 299. În format Zoom, de la 2 la 6 zile deja, câte 2, 3, 4 ore pe zi. Respectiv, cei interesați, scrieți-ne. Dacă sunt întrebări legate de partea de social media, partea de provocările afacerii voastre, lăsați în întrebările de sub chat, unde voi vedeți, lăsați întrebarea voastră și eu o să scot pe ecran și o să citesc. Dacă sunt detaliile care eu pot să vă ajut, dar nu e de format public, scrieți-mi în Instagram talmazan.md din contul care se face acest live sau în TikTok, pentru că ne ascultă acum paralel și în TikTok. Scrieți-ne întrebarea voastră, durerea voastră, dacă ați avut experiență plăcută sau mai puțin plăcută. Eu încerc să răspund pentru toate acțiunile mele sau echipii mele. Dacă voi ați auzit despre oferta Mentor My Business de 3 luni de zile, care noi avem ofertă excepțională, în care noi vom face un sprint de 3 luni de zile, scrieți în Instagram, Dumitru, vreau ofertă și lasă numărul tău de telefon. Dacă n-ai cumpărat cursul de primii pași în social media, excepțional curs, pentru că acolo eu am spus mur în gură de la ce să începi, profil personal, profil business, contentul, publicitatea, analiza concurenței, strategie pe canal, board-ul, planul de postări, tot este. Scrie-mi în Instagram, talmazan.md, scrie-mi Dumitru, vreau ofertă de primii pași și las numărul de telefon. Colegii mei maximal o să încerc să revină în prima dată trecută după curs, după webinar au fost peste 100 de solicitări. Acum noi avem în curs, mă uit chiar în paralel, curs primii pași în social media. Noi avem membri 283 de membri anul ăsta deja au procurat cursul. Ceea ce înseamnă că este de unde să scoatem insight-uri. Vă sugerez să faceți acest pas. Cursul primii pași, inițial am înțeles că se face doar pentru Facebook și în asta și m-am oprit, căci mă aflu în Rusia și aici se aude că nu vor mai avea acces la ele. Ina, cursul primii pași despre social media, despre SMM, despre Facebook, despre Instagram, despre regulile de utilizare. Eu cred că Facebook-ul o să fie oprit sau e oprit, Instagram-ul e oprit, dar totul într-o oricare formă va reveni. În scurt timp, nimeni nu a anulat VPN-ul, plus formatul cursului este că informația care o zicem despre Facebook, eu și-o menționez în curs, este aplicabilă pentru practic orice rețea. Așa că acolo este despre marketing, despre social media marketing, nu despre Facebook. Facebook este alt curs, Facebook este despre cum să lucrezi în Facebook, 2 zile de Zoom, 99 de euro, care o să fie martie, în a doua parte a lui martie, și Instagram tot, și publicitatea, cursul despre reclame, despre publicitate, o să fie în luna martie-aprilie. Așa, sper mult că, spune-mi, te rog, ce crezi despre publicitate pentru nișa restaurante și evenimente și a la carte. Ca la carte. Și ca la carte. Mulțumesc. Eu cred că nimic nu se schimbă dacă acum te-ai conectat, Tania. Ziceam că părerea mea vis-a-vis de publicitatea în această perioadă pentru orice tip de business
ea poate și trebuie să fie calibrată în câțiva parametri. Doar câțiva parametri ar putea să se expună. Trebuie, nu trebuie, ghine, nu ghine, da, nu, nu. Primul parametru este contextul cel mai des. Este contextul dacă costul de produs poate să răbde sau nu. Dacă noi vom în restaurante pentru nunți, eu, spre exemplu, aș stopa nu din cauza că nu e etic, dar din cauza că oamenii acum nu atât de apric vor lua decizia în cazul când asta este trafic rece. Eu aș merge în remarketing acum. Și dacă tu ai interacționat cu mine în alte videouri, doar tu o să vezi, nu o să vadă toată Moldova, o să vadă 10.000 de oameni, 3.000 de oameni. Deci foarte multe business-uri, eu vă sugerez, poate să mergeți în remarketing, poate să mergeți în evenimente organice, genul ăsta, în care eu nu fac publicitate, dar spun și vin 20, 30, 50 de oameni în live, în totalitate, 300, 400 de oameni azi au vizitat live-ul nostru. Respectiv, a doilea moment care trebuie să-l iei în considerație este elementul de etică a fondatorului. Și al treilea este nișa, etica nișei, da? Spre exemplu, s-a vorbit despre faptul că nu e ok să facem focuri de artificii. Omul care a cumpărat de câteva mii de euro sute artificii și trebuie să plătească chirie, el n-a și de acord cu voi, nici cu mine. Spui, băieți, eu mă bucur pentru voi. Dar, ghine, când era alt timp, veniți și de anul nou cumpărați artificii, da? În cultura noastră, artificiile sunt o formă de a manifesta bucurie. Că dacă cineva a ajuns la nivelul de prosvitlenie, că se poate de bucurat și fără artificii, ferice pentru dânsul. Sunt unii care spun, băi, dacă nu au fost saluturi, nu au fost zi de naștere. Saluturi și tort. Școala. Respectiv, e despre etica antreprenorială, a antreprenorului concret și a nișei. Da, eu, spre exemplu, spun într-adevăr, mă ating saluturile se poate de refuzat. Dar ceea ce nu mi-a plăcut mie, nu mi-a plăcut, nu e despre salut, saluturi, saluturi, artificii, și eu, moldorus sau moldovan, despre artificii, este că elementul, tu nici nu trebuie să te râzi mă ating în perioada asta. E că asta mie nu-mi plăcut. Dar azi m-am întâlnit cu trei tineri. Trei tineri din Ucraina. Care este un grup unde voi puteți să scrieți, că puteți să-i angajați. Și eu am scris acolo că eu sunt gata să angajez tineri din Ucraina, înțelegând foarte bine că ei nu știu limba română. Înțelegând foarte bine că ei nu se vor supune unui flow clasic care eu l-am în companie. Și ar trebui să inventez amuia pentru dânsă, job. Eu, noi cu Alina, Florea, spunem, ok, dar și nu ne trebuie mai oameni? Și noi spunem, nu, nu ne trebuie oameni. Atunci, de ce noi vrem tot asta? Pentru că poate asta e forma prin care eu pot să ajut, nu să anulez publicitatea. Vă spun istoria, dar trebuie să spun totalurile, pentru că oamenii își fac griji. Ce avem noi la ziua de azi? Avem amuia 27 de suflete frumoase care sunt live și fac like-uri și tag-uri, 39.000 de oameni. Nu rău, ca prima oară, 35 erau amuia, tot nu rău, bravo, sunteți tare, tare, bravo. Clasamentul nostru este următorul, locul 1. Cristina Mihai, Irina Fetco pe locul 2, Ina Rut pe locul 3, Nica Iavorski. Nica, știu. Pe locul 4 și a apărut un nou jucător, Cristina Iepureanu Rusu. Felicitări top 5 activ useri până una alta la noi că e mușa să apară 40.000. Hai facem 40.000. Cine dă like-uri de astea? Multe, 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 să facem 40.000 și trecem la istoria noastră și la realitatea pieței. Facem 40.000 sau nu? Nu? Da? 25. Hai, 300 de like-uri. Asta sunt 15 tapuri. 15 tapuri și poate și clasamentul schimbă net-net în formatul ăsta. Eu cer like-uri, dar oamenii se duc din live. Spuneam despre faptul că azi, anume momentul de
Gata, 40.322, pot să fac cu refresh-ul. Mersi. Ați bătut recordul. Respectiv, eu sunt pentru publicitatea pentru orice categorie. Restaurantele nu văd nicio problemă, restaurantele și-au făcut datorie, majoritatea au ajutat cum au putut, dar iarăși, să menții un restaurant, asta e foarte scump, asta, produsele se strică, nu toate produsele sunt lăsate și pot stă veșnic. De ce, dacă noi o să ținem doliu 2 săptămâni, este mare șansă să intrăm într-un minus, că pe urmă să ție pentru noi doliu toată viața. De ce? Eu sunt pentru o gândire foarte pragmatică, pentru o responsabilitate matură, în care nu să părem doar pușiști și să ne plângem, pentru că e mare catastrofă, pentru că noi nu putem influența. Asta e unul din argumentele care eu rezonez. Eu poate n-am dreptate, nu sunt politolog, nu sunt social activ, dar întrebarea mea este ce pot eu să fac? Eu pot ceva să fac? Eu pot, ce putem noi să facem? Vreți 25 de oameni să ne scădănim câte 10 euro, mai și trimitem 250 de euro unui voluntar care lucrează și care n-are când să ducă la lucruri, dar are nevoie și el să ducă înapoi de la voluntariat spre acasă. Nu, tipa, dacă ar fi așa de simplu, haideți, spuneți da, faceți grup și aruncăm câte 10 euro pe PayPal-ul în ceva. Dar n-a să rezolve asta mult și voi n-a să vreți, voi like-uri să dați, da, pricolina, dar pe urmă când să faci inițiativa, nu o să mergi în zona asta. Pentru că nu toți au bani, muie. Cineva mai să spune, Dima, dacă sincer, m-am uitat azi că erau ultimii 10 lei pe card. Și eu când am fost voluntar, știți, eram tânăr și când am venit în Chișinău, asta era tare de mult, am nimerit în voluntariat la Radio Moldova, Ars Adolescentina, Zinaida Izbaș, salutări. Și pe atunci eram în echipă, erau tineri de Aldeguz, erau cu noi Victoria Ocară, care mai la jurnal. Erau vreo 10 tineri și eram printre ei și eu. Și de atunci am nimerit în voluntariat, după Radio Moldova, am nimerit în voluntariat. Și când studiam voluntariatul, știți, veneau foarte mulți din Statele Unite, din Europa, în Moldova, să ajute. Eu am devenit PR manager la un centru de copii din Vadul Vodă, Curcubeu Speranței, unde ADRA Moldova susținea și susține acest centru în contextul de toată activitatea este voluntariat coordonat în mare parte de ei. Și eu am înțeles o chestie privind domeniul voluntariatului și ajutorului. O chestie preluată de la oamenii care făceau voluntariat. Și oamenii ăștia erau în vârstă. Mulți voluntari veneau în Moldova sau călătoreau. Și am înțeles că o chestie, că ei sunt în stare să ne ajute pentru că ei s-au ajutat pe dânși. Încă o dată o să explic. Voluntariatul este, pe de o parte, capacitatea ta să ajuți pe alții pentru că tu de-am te-ai ajutat pe tine. Dar noi se întâmpla că noi eram cu curul în glot, dar de aici încercam să ajutăm pe alții să iasă la soare. Și e că aici era marea criză, e că aici era marea problemă. Că tu singur, încă n-ai, nu te-ai ridicat pe genunchi, dar vrei să ajuți vecinii. Nu că nu trebuie, dar măsura acestui ajutor nu trebuie și chiar așa că tu vrei pe tine scrie la protăvă că tu ai stat atâta noaptea în închisoare. Poți? Fă-o. Dar nu uita, copiii tăi să nu sufere. Frații tăi, mama ta, sora ta să nu sufere. Pentru că este mare risc, tu pe alții să-i ajuți, dar ai tăi să sufere. Și în acest context, eu aș vrea foarte mult ca noi să putem avea posibilitatea să ajutăm și nu doar atunci când se întâmplă chestia asta, dar sunt zeci de situații în care se poate ajuta. Noi, spre exemplu, suntem în coordonarea unui proiect de mentorat la Centrul AO Motivație. Este un centru care permite ca persoanele cu dizabilități locomotorii, în mare parte, să aibă șansă să lucreze. Și ei se ocupă cu integrarea acestor oameni în procesul de lucru. Adică ei 6 luni de zile monitorizează, în jur de 45.000 de lei costă ca pe o persoană cu dizabilități incluziunea asta în proces. Și organizația asta are foarte mult nevoie de ajutor.
Există alte organizații, spre Balina Florea, partenera mea este cofondatoarea și prietena mea, Victoria Morozov, cofondatoarea unui proiect extraordinar, The Moldova Project, unde zeci de copii în toată Moldova îi ajută. Unde compania noastră, SAP Digital Team, este una dintre promotorii, partenerii acestei organizații și noi am organizat câteva evenimente, puteți văzut la cafenele unde artiști, kelneri și de tipsuri se donează. Și în contextul ăsta sunt foarte multe lucruri unde noi am putea să fim utili. Dar noi n-as putem să ajutăm niciodată dacă noi stăm cu curul în glot. Dacă noi n-as să ridicăm capul și n-as să avem capacitatea tehnică să lucrăm, să putem să asigurăm minim strictul necesar, iar după asta să avem parte de ajutor. Și atunci pur și simplu deschide fereastra și ajută pe cine vrei. Asta nu anulează responsabilitatea expromptă și critică care acum noi trebuie să o manifestăm față de prietenii noștri, vecinii noștri. Și dacă puteți să-i luați la lucru, să-l dați, să-i întrebați ce poți să faci. Noi, spre exemplu, am luat două fetițe, mâine sperăm să deja să le negociem și să finisăm procedura. Una să fie pe publicitate se tare și noi ne-am gândit că cifrele, ele sunt cifre și interfața o facem în engleză și e tot ok, un băiat pe parte de rapoarte. Dar eu înțeleg că ei nu se pot setez campanie, limba română nu știu, ei nu pot să iei textul, spui titlul, subtitlul, descriere. Și sper mult să primească și ei spun că pentru noi asta ne trebuie nu numai pentru bani, vrem să ieșim de acasă. Vrem să ieșim din casă pentru că și așa atât ziua în știri, în lenta Facebook-ului care prost atât ziua război, război, război. Puteți să ieșiți, fiți voluntari la vreun centru, oricare fi el, puteți să luați acasă persoană. Puteți să vă duceți să donați? Faceți? Asta o spun în contextul în care deseori noi nu vrem să fim activi în social media, să lucrăm sau ne întrebăm cum să fim noi și asta e mai mult era relevant monologul meu pentru afaceri. Pentru că mult mai multe poți să faci dacă azi vei avea profit. Mult mai multe decât pur și simplu să ții doliu și să spui că eu am o pauză și această pauză este pentru că eu vreau să ajut. Și din cauza asta eu astac. Eu dacă sincer azi aveam pe card aproape 11 euro și am decis să închid cursul. Primii pași, din păcate, nu lucrez din septembrie și mă ajută sora mea. Silvia, curajos lucru. 9 euro din 11.30 au rămas ție și 9 s-a dus, nu, 1 s-a dus la stat pentru că avem de plătit impozit pentru acel 9 euro. Noi plătim impozit, noi facem pensii la oameni, pentru că trebuie. 3 s-au dus pe salarii și vreo 2 s-au dus pe copiii mei. Să o aducă, sper, poate, dacă Maria o să organizeze salariile luna asta. Respectiv, mersi foarte mult, Silvia, pentru încredere. Eu tare mult sper că Silvia să faci un lucru și acest lucru o să schimbi, nu radical viața ta, dar minim o să capitalizezi investiția care ai făcut-o. E gata, mai încep cursul și cei care fix încep, voi începeți cursul, acolo este introducere, Florișica, SMM-ul, platformele, scopul rețelelor de socializare, statistica rețelelor de socializare, pe urmă este noi trebuie să facem research, pe urmă este verificați ultimul webinar unde eu am spus 10 pași. Așa că fășeți, vă rog frumos, pașii ăștia și voi în prima lună puteți să faceți bani. Voi în prima lună. Știți care e problema de ce nu facem bani? Pentru că ceea ce voi puteți să-mi oferiți mie azi, eu nu sunt gata să plătesc. Nu contează cât de scump sau ieftin, eu nu sunt gata. Voi aveți nevoie de mentorat de 300 de euro. Precis aveți nevoie. Dacă voi sunteți freelancer, afaceri, voi aveți nevoie de programul ăsta. Dar voi nu mi-ați scris de ce? Pentru că voi n-ați înțeles produsul sau voi nu înțeles valoarea lui. De ce întrebarea e în asta? Tu ești gata azi să-mi oferi? Spune-mi ce poți tu azi să faci. Și eu, dacă nu la mine, eu fac un stories mâine cu tine și eu la partenerii noștri te angajez. 100%. Problema este că noi azi știm, știți ce? E așa ceva de dorit de acasă, de dorit nu cu multă experiență și fără responsabilitate. Vreau și eu așa. Dar, Silvia, eu apreciez gestul tău, mersi foarte mult pentru încredere. Cursul tău e mai ieftin decât am achitat eu azi pentru
Pancakes. Azi pancakes dai 9 euro. Da, Irina, azi da. Sper că ai luat și curs. Tu știi și mai merge cursul Pat Pancakes? Ai investit 8 euro azi și ai cumpărat un curs și un porție de pancake și viața e dulce și deșteaptă. Chiar mi-a făcut bine să fiu azi aici pentru a mă detașa. Cu drag, pentru mine este o plăcere că voi sunteți aici, 45.000 de like-uri, topul nostru este Cristina Mihai, Irina Fetco, Ina Rut, Nica Evorski și Cristina Iprianu Rusu. Asta e topul nostru, celor mai engaged. Întrebări de astea din comentarii Q&A, parcă nu văd, dar am uși mai fac un refresh, poate că este. Așa, sunt întrebări. Văd întrebarea. Dumitru, scurt despre verificarea reclamelor pe acest site. Site-ul despre care probabil se referă este Biblioteca de Reclame. Voi puteți să o găsiți foarte simplu, foarte repede. O să încerc să arăt cum să găsești tot momentul ăsta și cum el poate pe voi să vă ajute. Deci, voi puteți să găsiți acest tool în două zone. Prima zonă, asta este zona de cont paginii. Deci voi puteți să intrați în pagina de Facebook, în pagina voastră de Facebook și în jos, în partea stângă, la biblioteca de reclame, să găsiți acest moment. Sau să intrați în Facebook și scrieți în Google Facebook Ads Library. Și primul link care este, o să vă deschidă în formatul ăsta. El se poate de luat, spre exemplu, Talmazan School, se poate de luat brand, se poate de luat orice concurent al vostru, orice brand, și voi puteți să vedeți dacă acest are muie filtre, publicitate, nu are publicitate, voi puteți luați anumite filtre, spre exemplu, Destination Keywords, Media Platform, dacă are sau nu are. Voi puteți să vă uitați, spre exemplu, nu știu, Laurent Suarez, Laurent Expert SRL, nu are publicitate, dar noi putem să ne uităm, spre exemplu, Orange Moldova și cu dânsa. Orange, dar nu știu dacă asta e Moldova. Este Orange oficial. Molcel, de să-i luăm pe tăți ca să nu supere, să nu creadă că fac promovare. 22 de publicități, operațiuni digitale, Optovolocno, mai departe noi avem Mold Telecom, nouă rezultate, Wi-Fi gratis, pentru cine? Solidaritate pentru pace. Vedeți, ei promovează elementul de solidaritate pentru pace. Practic, se promovează acum doar, practic, până aici. Noi vedem 3-4 postări. Ce avem noi aici? Starnet. Stop. Da, unde este Starnet? A, iată-l. Vedeți cum a schimbat logotipul și eu nu-l găsesc? N-are publicitate. Arax. Are publicitate. Are 30 de ani Arax. Respectiv, în biblioteca de reclame voi puteți să găsiți aceste momente și să analizați concurența voastră, să analizați cuvintele cheie, scrieți orice cuvânt și dacă acest cuvânt este într-o reclamă, el poate să vă arate vouă această reclamă. Tax, întrebarea următoare, cum facem așa asta? Am răspuns, am găsit câteva materiale utile, se diferă de cele care eu cumpăr din Ucraina. Asta tot era o întrebare a Lord Paper, dacă schimb prețurile. Eu nu știu dacă aș putea eu să răspund dacă schimb tu sau prețurile sau nu. Este mare probabilitate că tu n-ați pot să nu schimbi prețurile, pentru că nu vei putea să merge în minus. Și atunci tu spui, sărean, scuzi, nu vreau, dar n-am încotro. Știți ca tata acela care trebuie să dai bătaie la copil? Scuzați de exemplu, pentru că știu că mă e tare periculos să vorbești de bătaie, de chestii. Suntem într-o țară democrată, cum noi, da. Nu poți vorbi tot ce vrei. Dar el spune, nu vreau, dar trebuie să te pedepsesc. Trebuie să te pun în ungher. Ok, hai să nu și bătaie. Trebuie să-ți iau telefonul. Nu vreau, dar trebuie. E ca probabil proprietarul azi se află unii proprietari în așa moment. De ce? Eu vă îndemn voi să fiți proactivi în domeniile în care voi vă dezvoltați. În
varianta în care online-ul pentru voi trebuie să fie suport, nu lume. Întrebarea următoare, așa, detalii, Bircea Elena, detalii despre mentorat, nu business, despre mentorat, nu business. Mentor my business, poate? Poate așa ai auzit? Nu mentorat, nu business, dar mentor my business. Sau despre mentorat. Am spus doar un moment, este programul de mentorat, Mentor My Business. Este un program prin care au trecut deja peste 30 de branduri mari, influenceri, artiști, freelanceri, companii mici, Moldova, România, Chicago, Franța, Italia. Am avut din Africa, respectiv în contextul ăsta, scopul acestui program este ca eu să înțeleg care e scopul tău ca business, vrei tu să dezvolți abilități sau vrei tu să te promovezi mai corect sau vrei tu să faci un sistem de raportare sau vrei tu să faci comunicare multi-channel sau vrei tu să faci anumite acțiuni de marketing și pentru asta tu nu știi care să le faci, să faci logo sau să faci site, să faci brand book sau să nu faci vapșenică. Pentru toate acestea există mentoratul în cadrul căruia odată în săptămână noi ne vedem cu tine și noi începem să creăm ori departamentul tău, ori să lucrăm cot la cot pentru a merge în pași mai lenți, dar totuși să mergem într-o direcție concretă. Și toate acestea în cadrul mentoratului, 3 forme, 6 luni pentru companii mari, 3 luni pentru cei care sunt mai mici, 6 luni costă 5.900 de euro, 3 luni costă 2.900 de euro. Și înțelegând realitatea pieței în care azi oamenii nu sunt gata încă vreo lună, două, se cheltuie mulți bani chiar dacă se merită, și sunt pe de altă parte mulți oameni care n-au bani, dar tot ar vrea să beneficieze, noi am lansat un program exprompt la nivel de ofertă și limitat la nivel de ofertă. Două grupe în format online, până la 10 persoane în cadrul unei grupe, în care noi săptămânal o să lucrăm cu fiecare în parte, un grup de dimineață, unul de seară. Dacă se vor strânge două grupe, acum se strânge primul grup de dimineață, dar bănuiesc că o să fie și de cel de seară, în care noi vom încerca să ajutăm afacerile să facă marketing mai corect. Doar 300 de euro este prețul pentru 3 luni. Adică nici, eu nu știu, un freelancer nu costă atâta, dar valoarea vă garantez că o să fie mega, mega. De aceea, pentru ca să beneficiezi de ofertă, trebuie să scrii mie în Instagram, Dumitru, vreau oferta de mentorat și numărul tău de telefon. Asta este despre oferta Mentor My Business. Probabil la asta v-ați referit. Sper mult că asta și a fost scopul întrebării, pentru ca să nu pară că noi nu vă auzim. Așa. Parcă așa toate întrebările. Noi avem 48 de mii de like-uri. Haideți să o ridicăm până la 50 și ne ducem acasă. Și să vedem topul nostru, dacă s-a schimbat ceva acolo sau nu. În formatul de prezență. Spuneți-mi cum voi vă simțiți, cum la voi, toți acasă? Tot e ok? Cât este ora la noi deja? Ora 11 și? Noi deja un ceas jumate? Doamne ferește, eu mâine la lucru trebuie să mă duc. Adică trebuie să mă duc în casă acasă, că eu mă ies la lucru. Dar mâine încă zi de lucru. Colegi, prieteni, eu vă sunt recunoscător că voi sunteți mai în live. Sper mult că voi stați bine în fotoliile și paturile voastre. Noi avem 48.300 de și 26 de suflete active. Cristina, Irina, Ina, Nica și Cristina Iprianu Rusu. Văd că sunteți aici. Sper mult că eu n-am trezit familia voastră și eu zic, hai culc, te lasă și ne acolo. Țame, sper că nu facem probleme în familie. Spre final. Până voi faceți like-urile, 49.000, haideți încă 1.000. Am mai atâți 26 de oameni activi care sunt, dați, spargeți telefonul, dar eu voi face coda. Spre final. Există o realitate acum în care țara noastră a nimerit ca fenomen, alături de un război care deloc nu-i vesel, care se poate de contemplat și de gândit tare multe, de ce politic, cine-i verde, cine-i albastru, cine-i drept, cine nu-i drept.
Atunci când eu nu pot să controlez un proces, eu prefer să nu îmi asum responsabilitatea de expunere. De ce eu voi evita motivele cine e drept, cine nu e drept, e ghine sau să nu e ghine? Un lucru e cert. La suprafață se vede că au avut de suferit foarte multe persoane pașnice și persoane care n-au nici o treabă și nu trebuie nici să aibă nici o treabă în zona asta. Ceea ce ne duce la faptul că asta este o situație excepțională și o situație neplăcută. La noi au intrat mulți oameni de peste hotare. Ei au nimerit într-o situație în care noi am trebuit să reacționăm. S-au mobilizat Moldova, nu numai Moldova, toate țările s-au mobilizat, hai să fim sinceri, dar faptul că noi ne-am mobilizat e important pentru noi și asta este frumos. Cine ce-a putut, așa i-a dus și au nimerit afacerile sub o prismă prin care ei erau nevoiți să spună că eu nu o să fac publicitate sau o să stopez eu, ha-ha-hi-hiu, că eu să duceți-vă în Turcia la odihnă sau de 50 de ani petrece cum vrei, pentru că cumva în primele zile cel puțin așa era o stare, genul tu te uiți, tot așa e în ужас și parcă contentul și ala parcă părea așa un fel de nu la locul lui, era așa feeling. Și atunci o parte din oameni au încetat, dar ce au făcut rău, cei care au încetat au început să critici pe cei care nu au încetat. Și asta e rău. De aceea, azi eu cred că ușor, ușor deja puteți să ieșiți din umbra elementului dacă nu vă puteți permite să stați mai mult și businessul vostru. Pentru că aș recomanda să stai în umbră cei care azi vând cu un cec mare și cred că să fie greu să vândă în continuare cu cec mare. Cei care industriilor nu permite tu amuia să faci chestia pentru că să fie urât din partea ta la nivel de business model. Și, dar restul, cei care se uitau și zic că ei, dacă vecinul nu face promovare, n-a să fac și eu pentru că să arăt cu deștiu, eu cred că trebuie să vă gândiți la angajații voștri. Și dacă voi nu mai puteți și trebuie, atunci dați-i gazul și faceți parte de promovare, pentru că fără promovare, indiferent care, publicitară sau acțiuni de marketing, o să muriți, o să muriți ca business. Dar voi aveți copii, familie, responsabilități, credite. Și încercați prin rezultatele frumoase a acestei publicități să ajutați pe o altă scară, într-un alt format, într-o altă abordare. Încercați acest moment, pentru că o să fie mult mai frumos, eu cred că acest element. Așa și eu am avut ocazia să am un webinar în prima zi de război și eu n-am putut să dau înapoi. Cineva a criticat, eu nu înțelegeam de ce, pentru că dacă eu nu făceam webinarul, intram în minus 1200 de euro, așa am intrat în minus 300 de euro, pentru că am avut vânzări de 900 de euro, iar cheltuielile pentru organizarea unui webinar au costat 1200 de euro. Asta e cheltuieli directe, nu salariu, arendă, oficiu, asta e cheltuieli administrative. Cheltuieli de marketing, buget de promovare, influencer, video, poză, design. Respectiv, în contextul ăsta vreau să vă spun că eu tot retrăiesc ceea ce o parte din voi retrăiesc. Și vreau foarte mult noi să fim obiectivi. Dacă prin prisma celor spuse, întâmplător voi, ați auzit de mentorat și vreți, scrieți în intalmazan.md. Dacă ați auzit de primii pași în social media și vreți să treceți cursuri, scrieți în intalmazan.md. Dacă puteți să ajutați pe cei care azi au nevoie de haine, mâncare, trai, suport, faceți-o. Dacă puteți să-i angajați, faceți-o. Și sper mult că dialogurile noastre pot fi utile. Sper mult că am fost util azi vouă. Avem 49.872 de like-uri. Eu trebuie să vă arăt asta. Pentru că 20 de suflete rămase devotate. Au spus că noi dobivim, prosto dobivim rezultatul. 49.872. Al nostru joc frumos de cel mai engaged, Cristina, Irina, Ina, Nica, Cristina și cei care susțin activitatea, haideți să văd că e 50.018. Eu pot să vă felicit. Eu pot să vă felicit că 50.000 de like-uri azi au fost bătute, mai mult decât în prima zi, mai puțin decât în a doua zi. Noi ieșim în fiecare marți la ora 10. Discutăm despre marketing, discutăm despre social media, despre provocări, gânduri și răspundem la întrebări. Vă doresc o noapte frumoasă, mă duc acasă,
pentru că mâine este o nouă zi. Și să aveți doar gânduri bune în somnul adânc care urmează să-l aveți. Întotdeauna la final nu știu de ce încerci să vorbești mai mult. Așa că prost îți zici. Svami Băl, Andrei Malahov, de sedare. La revedere, oameni buni și frumoși, ne auzim data viitoare și în story-uri zi de zi.